În ultima vreme, în spațiul public au fost vehiculate tot felul de zvonuri privind o eventuală plecare a lui Laurențiu Reghecampf de la Nefchibacu, după doar un an de colaborare. Iată că de această dată, informația este oficială. Se pare că tehnicianul român a fost dat afară de la clubul sportiv, anunță Presa zeră. șefii echipei de fotbal Nefchibacu au oferit spre publicare un comunicat de presă în care anunță că atât Laurențiu Reghecampf, cât și Secunzi Viorel Dinu și Nicolae Grigore preparatorul fizic Bogdan Cornel Merișanu și antrenorul de portari Florintene nu mai colaborează cu clubul sportiv. Deși șefii clubului sportiv au menționat că toate contractele au fost reziliate de comun acord. Presa azeră vorbește despre o altă realitate. Se pare că Laurențiu Reghecamf cere reprezentanților echipei Nefchiba o sumă numai mică de 150.000 de euro, reprezentând clauza de reziliere care se achită pentru rezilierea unilaterală a înțelegerii. Antrenorul român mai avea un an de contract cu echipa sportivă din Bacu șefii clubului din capitala Azerbaijanului speră, însă, să ajungă la un acord cu Laurențiu Regekampf pentru ca acesta să plece cu o sumă mai mică de bani.